Salut și bine v-am găsit! Eu sunt Robert și astăzi facem un nou episod. Suntem la țară, afară e bine, răcoare. Ok, mai bine decât în casă. Of, marinere. Marinere, băi. Păi, de ce nici mă băi cu minte? Dai cu minte, mânzule. Ok, să rărăm. Eu sunt Robert și astăzi să facem un episod. Astăzi o să vorbim despre e ca să zic jador, pubă gămești. Eu o să vorbim despre Imogen. Băi, frăzor, acum câteva zile a fost la Buzău. Și mamă, a venit poliția, a venit toți, băi, ziceai că l-a luat poliția, s-a spărat că era ca pe el, deci l-a luat poliția că era prea mulți copii, au venit prea mulți și na, că răgie, că n-dalea, că dalea. E, na, uite, fraților, acum o să vă arăt, nu mi-ar fi somn, chiar dacă e 3 dimineața, nu mi-ar fi somn și stă afară și filmez, nu, că nu mi-e somn, deloc. Ok, mă uitam aici la Buzău Prării, aici a pus videoclip cu Imogen când lua poliția, ia uitați, vedem aici, stai să dăm vorum tare, ia auziți. Păi hai că vă pun și vouă videoclipul. Uitați-vă aici. Deci vedem că copilul cu telefonul în mână. Vedem pe Imogen. Întreabă de ce l-a luat. A spus că a fost cu niște copii. Vedeți și voi că v-am pus videoclipul. Îl vedeți, nu? Eu nu-l văd, dar ok, eu-l văd aici, nu-i problemă. Bă, uitați-vă aici. Ia uitați. Da, fie stai, aici dăm puțin stop. Stai, aici dăm puțin stop. Băi, frate, ați văzut punga aia, băi, a pus ăsta la story. Băi, că s-a plimbat cu punga aia când poliția ținea de mână așa frumos, cum zicea el. S-a plimbat cu punga aia peste tot, pe unde a fost. Și ce crezi că face cu ele? Că ați văzut și voi, era o mașină, dacă e capie veche, bă, că mi-aș... Băi, unde am rămas? Că a găsit o mașină, că a avut o mașină, a avut un suc pe acolo, niște dulciuri, nu știu. Vă pun, ia stați puțin că pun story aici. Da, vedeți? Îl văd și eu, da. Eu nu-l mai găsesc, acum, dar vin că pun vouă aici să vă uitați la el, nu-i problemă. Da. Și mai vedem aici că... Stați puțin. Vedem că a pus story, că uite ce frumos mă ține de mână, vedeți, dar ieri fie atent care e ăla, șarpil aici a făcut, ești nebun la cap, și-a făcut șarpil. Știți că toată România, tot mapamondul, toată țara a nebunit cu șarpile, haide! Nebun la cap. Asta e, n-are nimic, omul e mișto. Și e chiar mișto asta cu șarpile, adică, ce rea cu zici? Nu e așa? Și eu povedesc cum am bosit, da? Asta bine? Nu, păi asta, nu. Știu și eu, nu e problemă, asta e, n-aia nimica. Ok, și mai ne uităm pe aici, pe la Imogen. Ia uitați, vedem pe Imogen, așa, în arb, brăcat frumos, cu polițistul de mână. Acest presar, sau cum dracu se numește ăștia când înțelea de-aia, că ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, de ce te-a luat poliția? Ăștia, dracu, nu știu, scrisați în comentarii, cum cheamă, că eu nu știu. Bine că ea întreabă, asta e, na. Da, și uite, acum că am uitat să vă spun, l-a arătat și pe la televizor, deci băi, Imogen, te-ai făcut vedetă să moară Jacksona. Ai apărut la Observator, la B1, vedeți aici, că o să vă pun eu când editez videoclipul, nu-i probleme, uitați. A? Mișto, păi așa ziceam și eu, mă, vedeta a devenit. Și da, a făcut, stai, când a fost asta, ieri la acte, nu știu, când a fost, a făcut live. A fost în direct cu B1, băi, frate, asta e dracu rău, Imogen. Băi, n-am nimic cu tine, e din aceeași oraș unde sunt și eu, ta și era rămâta la record. E din aceeași oraș unde sunt și eu, deci... Băi, ce dracu mă încurc așa, băi. Nu prea avea urmăritor, nu prea știam nicio cine și de-aia n-am făcut poză, nu prea l-am mai văzut pe acum. Pe acum, oricum, nici eu n-am mai... Nu prea mai fost pe la Giurgiu, am stat mai mult pe la țară. La țară e mai mișto, frate, vă zic. La Giurgiu nu prea e mișto. La Giurgiu, în oraș. La țară e mișto, ești Josh Fotbar și la oraș Josh Fotbar, dar să nu vă supărați de câinii care s-aude. Dar e dracu, că e la vecini. Da, deci, păi, cam atâta, frate, că a fost și cu
videoclipul ăsta, am vorbit despre Imogen. Dacă mai vrei să vorbesc despre altceva, despre puterea dragostei, că ați văzut că am pus și un episod, da? V-a plăcut, nu v-a plăcut. Am văzut că e 12 vizualizări de 2-3 zile și nimic. Aici nebun la cap, cam de un an fac YouTube și am doar 100 de abonați. Asta e, stai că nu problemă, noi continuăm, nu? Continuăm. Și vă spun, dacă v-a plăcut acest episod și dacă mai vreți să mai fac cu diferite chestii, cu să vorbesc despre ce se întâmplă, despre... știți voi despre ce e vorba, nu? Păi, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Robert și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și noi ne vedem pe data viitoare. V-am pupat! Bă, gămeși! Pa, fraților!